Succes! Să vorbim puțin și despre politică, pentru că pe lângă faptul că sunteți primarul capitalei, v-am văzut mereu de-a dreapta președintelui PSD, domnul Liviu Dragnea. Și știți ce, la ce mă gândeam? Oare doamna Firea n-ar putea fi o variantă de premier, că toată lumea întreabă? V-ați gândit la asta? Nu. Și nici n-aș putea să fiu o variantă de premier, pentru simplu motiv că pe mine mă cheamă Gabriela Firea, nu Nicu Șordan, care a venit în campania de la locale, a cerut votul bucureștenilor, nu a ajuns primar, dar formează cel mai mare grup de consilieri generali după PSD. Din Consiliul General au 15 consilieri generali. În 4 luni de zile nu au propus niciun proiect, dar absolut niciun proiect pentru București. S-au opus tuturor proiectelor mele și acum au abandonat Bucureștiul și domnul Dan vrea în Parlament, vrea să salveze România. Da, n-a reușit să salveze Bucureștiul și acum salvează România. Îi urez mult succes. Eu am obținut votul bucureștenilor și le mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată și îmi doresc să duc acest mandat la bun sfârșit, 4 ani de zile, să mă ocup de treburile din capitală, care, așa cum ați văzut, sunt enorme și necesită muncă de dimineață până noaptea. Și deștelenim niște lucruri blocate ani de zile, așa cum a fost și cu Arcul de Triumf, și cu Piața Sudului, este și cu Spitalul Gomoiu. Și eu este cum ar fi adevărat. Acum, ce onoare aș mai avea eu în fața bucureștenilor care m-au votat și m-au trimis la Primăria Generală a Capitalei să muncesc. Și eu acum, să spun, știți, acum sunt foarte importantă cu votul dumneavoastră și eu mă duc să fiu prim-ministru. Nu este corect și trebuie să înțelegem toți că un astfel de gest față de oameni înseamnă o dezamăgire nu doar față de noi, colegi, ci pentru toată clasa politică. Aveți colegi din PSD care au fost votați primari, de exemplu doamna Olguța Vasilescu de la Craiova, și acum deschide lista la Camera Deputaților. Știți și dumneavoastră că în cazul doamnei Olguța Vasilescu este o situație specială, trece printr-o perioadă extrem de dificilă, eu îi respect toate deciziile, trece printr-un moment greu, se simte și este normal să fie așa nedreptățită de ceea ce îi se întâmplă. Vă referiți și la problemele de la... Bineînțeles. Deci vă dați seama, a fost votată cu un scor foarte mare, așa cum știți, în ciuda problemelor pe care le-a avut în ultima perioadă. Deci...